Salutare, prieteni! Astăzi vreau să vă povestesc nițel despre Nintendo DS. Dar înainte de asta vreau să evidențiez grafica superioară și capabilitățile hardware superioare ale Sony PSP. Atât DS-ul, dual screen, cât și PlayStation Portable au fost lansate la sfârșitul anului 2004. Doar că familia PSP, Sony PSP, s-a vândut doar în jur de 80 de milioane de unități. Pe când jucările astea pe care le vedeți voi aici, și anume un Nintendo DSi și Nintendo DSi XL, împreună cu toate celelalte 2DS, 3DS, 3DS XL, New 2DS, New 3DS, DS-ul original numit FAT, DS Lite-ul, s-au vândut în numai puțin de 154 de milioane de unități. Este o sumă enormă și ce m-a determinat să fac acest videoclip este faptul că Nintendo DS Dual Screen a fost o consolă mai mult de test. Hai să testăm piața, așa au zis cei de la Nintendo, să vedem ce se întâmplă. Nici de cum n-au gândit-o ca următoarea generație de console portabile după Game Boy Advance. Care Game Boy Advance seamănă ca format foarte bine cu Sony PSP, mai puțin joystick-ul. Și ce e interesant, au avut un așa mare succes încât DS-ul a devenit cea mai vândută consolă portabilă din lume și cea de-a doua cea mai bine vândută consolă de jocuri video după Sony PlayStation, Sony PlayStation 2, pardon, PlayStation 2, care e o consolă de televizor, cum le spun eu. Acum, jucările mele amândouă sunt modate și o să vă arăt imediat cum puteți și voi să modați chestia asta. Mai devreme am rulat un joc de Game Boy, se pretează foarte bine DS-urile, DS-urile pe la emulatoare, mai ales, să zic așa, emulatoare pentru jocurile originale Nintendo. De altfel, DS-ul original și a doua generație DS Lite, care seamănă foarte mult cu asta, e aproape identică, excepție asta are o cameră aici și o cameră aici și un card SD, care card SD îți facilitează foarte mult instalarea de, să zicem, custom firmware, instalarea de homebrew și de piraterie. Odată și odată o să fac eu un videoclip despre cât de etic și moral este pirateria, beneficii și pierderi de partea tuturor. Și ca să adun iarăși gândurile, cum ați văzut mai devreme, rulează foarte, foarte bine jocurile vechi. Acum, ei au mers pe un concept pe care văd că nu mai îmbrățișează, și anume backwards compatibility, adică să fie consola compatibilă cu jocurile cu generația de dinainte de console. DS-ul, DS FAT-ul, aveau aici un slot unde puteai să bagi jocurile cele micuțe de la Game Boy Advance. Și cum spuneam, s-au gândit ei să facă un test, să testeze piața, hai să vedem cât de bine am recepționat să am fi pe piață, dacă punem două ecrane, ecranul de jos să fie cu touchscreen. Atenție, vorbim de anul 2004. Acum, ce vedeți voi aici, amândouă s-au lansat în 2008-2009, dacă mă înșel. Dar totuși, pentru vremea respectivă, au fost ceva wow. Pe lângă chestia asta fancy cu două ecrane și de-a lungul generațiilor, cum au adus alte gadgeturi gen camerele, cum le-au pus pe astea, pe DS-uri, dar și hardware-ul îmbunătățit pe 3DS, 3DS-ul care ecranul de sus oferea un efect 3D și încă oferă, atenție, 3D, New 3DS, încă se produce, deși avem Nintendo Switch, care iarăși rupe la vânzări și o consolă extrem de bine primită. Să dau eu mai încet că mă deranjează jucăria asta.
ce ar mai fi de spus despre asta? Pe lângă faptul că oferă noutățile astea și formatul ăsta foarte drăguț, de ce a avut succes și încă are Nintendo DS? Atenție, cum ziceam mai devreme, 3DS-ul încă e în producție la 3 ani după apariția Nintendo Switch. Au avut succes și încă au succes pentru că pe lângă gimmicurile astea drăguțe cu două ecrane și asta, jocurile, colecția de jocuri, librăria de jocuri se adresează cu ceva pentru toată lumea. Ați văzut mai devreme, am arătat un Pursuit Force pe Sony PSP, jocuri de acțiune, dar și au și jocuri fun și jocuri pentru vârste mai fragede la Sony PSP, dar totuși e o consolă, zic eu, mai agresivă, adresată unui anumit segment de vârstă. Pe când Nintendo DS ai tot soiul de jocuri. Chiar cardul pe care l-am eu, pe care îl folosesc ca să testez cititorul de carduri, este adresat fetelor și fetelor mai mititele. Let's Play Moms. Am aici în colecția mea de jocuri, ca să vedeți, mi-am pus ce-mi place mie, dar sunt din de toate. Aici, NDS. Ai de toate. Ai titluri clasice, Mario, Wario, Space Invaders, Războiul Stelelor, Spider-Man, Rayman, Splinter Cell, toate. Și sunt fan. Nu sunt unele jocuri, ca să zic așa, mai hardcore. De exemplu, NFS-ul. Grafica lasă de dorit. Nu e atât de ok și comparativ cu competitorul. Dar sunt jocuri pentru toți, pentru toate vârstele, pentru fete, pentru băieți și chiar și pentru adulți sunt jocuri ok. Și din punctul meu de vedere, ăsta a fost marele altu al celor de la Nintendo cu această consolă, cu această familie de consolă, pentru că după cum vedeți, au adus îmbunătățiri de la an la an la familia DS, Nintendo Dual Screen. Și acum, hai să începem asta, să ne jucăm rapid, numai ca să fac punctul de vedere clar. Uitați ce grafică are mașinuța asta. Quick Play, Quick Race. Ok, hai să mergem. Poftim! Uitați-vă cum arată comparativ cu ce ați văzut mai devreme la Sony PSP. Dar cu toate astea a rupt piața și s-au vândut jocuri gârlă, o grămadă. Din păcate n-am reușit să fac rost de numărul de jocuri vândute, ca să zic așa, sau niște estimări acolo, dar închipuiți-vă, dacă numărul de unități este aproape dublu față de Sony PSP, apoi dar aminte la jocuri. Ca să nu zic că atunci când a fost lansată consola Nintendo DS a fost cu $50 mai ieftin decât Sony PSP 1000, PSP-ul FAT, cel care se muda cu Pandora's Battery la începutul. Acum totul se modează frumos, elegant cu card. Dacă e să cumpărați, eu nu vă recomand să încercați să începeți cu Nintendo DS, deoarece se poate moda foarte ușor, cum o să vedeți imediat, cu copiind efectiv niște programele pe card. Nintendo DS-ul Lite, versiunea de dinainte, doar printr-un card special puteți să-l modați, un card similar cartușului în care se instalează un micro SD. Și acum legat de opțiunile pe piața de second, piese de schimb se găsesc pe AliExpress, sunt ieftine de la ecrane la carcase. E ceva de muncă să schimbați o carcasă sau niște ecrane. Sunt foarte multe panglici electronice. Am găsit totuși munca ușor, mai ușoară, mai puțin dificilă decât la Sony PSP. Dacă îl cumpărați la mâna a doua, căutați neapărat să... de o grafică la niște jocuri mai performante, căutați să fie funcțională.
Nu vă lansați, că nu se aprinde, că nu știu ce, că hârgămâr, căutați să-l testați, să testați butoanele de pe umeri, să vedeți că funcționează butoanele, că se aprind ecranele, pentru că e posibil să vă păcăliți și atunci cu piese așteptând din China și așa mai departe s-ar putea să vă coste mai mult decât dacă ați plăti pe una mai îngrijită, una pe care ați fi avut posibilitatea să o testați. Asta l-am jucat aseară, King Kong, și mi-a plăcut un pic, dar e mult, foarte mult scris. La jocurile de la Nintendo întotdeauna mult, mult scris, mi se pare. Ne-am vrut să vă arăt și un alt soi de joc și aici schimbi touchscreen-ul. Bun. Căutați iarăși Balamaua. Balamaua e punctul lor slab. Căutați să nu aibă probleme la Balama. Și în rest, am făcut deja un videoclip cum să schimbi mufa, dar poți să o încarci foarte ușor, să-ți faci dintr-un cablu USB un încărcător aici. Și acum, haideți să nu mai vă țin atât de mult, să vă arăt cum să modați. Ok, hai să modăm toate fișierele spuse pe cart. Exploit-ul și fișierele ce-mi dau voie să se încarce niște programele înainte de software-ul console. Ca să accesez exploit-ul, mă duc pe cameră, selectez SD card-ul și album. Și acum o să intre în funcțiune exploit-ul, care exploit o să permite unui alt programel să ruleze. Și este vorba despre acest programel, Rocket Robs, care acest programel o să-mi permită să fac multe alte chestii. Ca de exemplu, pot să mă joc direct de acum, dar eu vreau să modific, ca să zic așa, softul, să-mi intre direct în Rocket Robs, în acest mic programel, și să nu îmi trebuiască întotdeauna să activez exploit-ul. Pentru asta trebuie să instalez Unlaunch DSI Installer. Asta este un programel care se instalează să ruleze exact înainte de a rula programul OS-ul consolei, dar până atunci e bine să fac un dump de memorie NAND, de software, în caz că obricui sau funcție de ce alt homebrew instalez pe ea, corup memoria. Asta o să dureze vreo câteva minute, așa că o să las să ruleze în liniște. O să vedeți și de ce avem nevoie de chestia asta, pentru că e un alt programel și cu acel programel modific dump-ul ăsta de software care se face pe card, acum e scris pe card, îl modifică de așa natură încât consola o să citească OS-ul, sistemul de operare, custom firmware-ul, care va fi modificat direct de pe card și practic o să feresc toată memoria internă acolo unde e stocat sistemul de operare și nu o să fiu ferit de bricuri. Merită, după cum vedeți, fac dump-ul ăsta. Acum, ați văzut mai devreme, numai accesând exploit-ul am acces la Rocket Robs și implicit de acolo pot să rulez orice joc. O să revin după ce își face dump-ul. Și numai bine au terminat, apăsăm pe Start. Și acum ar trebui să repornească în Rocket Robs. Bun. Și hai să instalăm Unlaunch-ul care ne va scuti de folosirea exploit-ului de acum înainte. Asta este acel programel care rulează înainte de firmware. Install now, simplu, installation complete,
Dacă îl sting, acum întotdeauna o să-mi apară acest program. Opresc de tot consola, îi dau drumul, voilà. Să mai opresc o dată, să fiu sigur că te-ai oprit. Și vedeți, unlaunch-ul intră primul. Și acum, practic, trebuie să mă duc la Options și la No Button, adică nu se apasă niciun buton, trebuie să apăs Twilight Menu, pentru că asta este Rocket Robs. Băiatul are nickname-ul de Rocket Robs. L-am selectat, Save and Exit, și acum că apăs pe buton de pornire, o să vedeți că o să intre în direct în Rocket Robs. Evident, după ce rulează filmul. Și practic, asta este toată modarea simpluță, simplistă legată de acesta. Ați văzut aceeași chestie aici, am folderele automate care sunt prezente. Ce vedeți aici este codul de la dump-ul de la memoria NAND. Private este fișierul cu exploit-ul, puteți șterge. Ăsta puteți să-l puneți bine undeva. În fine, ROMs. Aici încărcați jocurile. Și vai că le-am așa puse în fișiere, în fișiere, în fișiere. Nu trebuie să le puneți în fișiere, așa le-am puse eu. Și trebuie să așteptați un pic până se încarcă. Și acum așteptăm ca să vedeți că înrulează jocul, apropo, nu are niciun joc în spate. Ăsta e singurul joc care am. Durează un pic prima oară când rulați un ROM. Acum, legat de modare, să știți că cei de la Nintendo sunt foarte agresivi cu pirații, mai ales la consolele lor noi mai moderne. Și, mai bine, am încărcat jocul. Acum, ca să ieși din joc la Nintendo DS, se apasă pe buton. Vedeți că intră aici iarăși în meniul ăsta de Twilight Menu. Twilight opresc. De tot consola acum. Bine, am restartat. Dacă țin pe A și pe B apăsat, pe scurt, îmi intră iarăși în launcher. Și pot să selectez launcherul și atunci intru bine mersi în firmware-ul original neatins de Nintendo DS. Să bag eu cartul. Mi-a apărut jocul. Let's play Mums. Și cam asta este toată șmecheria cu modatul. Asta e varianta basic de bază. Acum, ce mai puteți voi face, cum am zis, vă duceți bine mersi cu cardul, băgați în calculator, rulați un alt program care are nevoie de conexiune online, care o să rescrie dump-ul de NAND făcut. Și practic o să puteți să rulați de pe cardul ăsta sistemul de operare. Zice se că e mai sigur și nu riști să bricui consola, dar personal am făcut-o. Cu toate merge mai rapid, mai bine decât sistemul, dar am renunțat pentru că nu i-am văzut utilitatea în timp.